Până acum am vizitat două muzee, unul interesant, unul mai puțin interesant, așa că am decis să merg la grădina botanică din Kuala Lumpur. Și uite cam așa arată grădina botanică. O să fac un tur, este destul de mare și asta, și o să vă mai arăt, o să mai fac ceva filmulețe. Aș vrea să iau o nucă de cocos de aici, dar n-am cu ce să o sparg, să beau și eu un pic de lăptic din asta. Hai că sunt jos, ia, ajung? Ajung! Hai că vă filmez mai târziu. Poate vedeți filmul și îmi spune și mie cine să știe. Au tras, cred că, de 10 ori dubla asta. Mama mea. Uite ce cald e afară. Uite cum e ăsta transpirat, fleașcă. E nebunie. Hai că plec. Pa. Îmi plac mult aleile astea acoperite cu plante. Sunt de jur împrejur. Le găsești mai peste tot. Uite ce priveliște. Și sunt înflorite deja. E destul de mare și grădina botanică de aici. Vreau să mai... să mă duc până în capul celălalt și după aceea să mă întorc pe partea dreaptă. Hai că ne auzim! În toată nebunia asta de verde au și loc de șoacă pentru copii. Da. Ceva mai devreme a plouat. Așa că... mă îndrept către hotel. Ăștia s-au mutat aici cu filmarea. Nu știu cine sunt. Hai să vedem o altă scenă. Da, cam asta se va întâmpla. Până o să filmeze, tot fac repetiții. Gata, hai că nu mai stau, plec deja, că au repetat de prea multe ori. Și mă îndrept către ieșire. Înapoi de unde am venit. Cum arată jungla asta de oraș și cum arată jungla asta de aici. Foarte fain. Sper să mă lasă ăștia să dorm, că am hotelul lângă ei aici. Mă rog, au făcut o fumărie pe toată strada asta. Ăștia sunt hindu. Aici e un templu al lor. Sper că nu încep ca parabila 5 dimineața cu Allah Allah. Hai vă la spa!